Janja, Bajola, Baba! Salutare tuturor! Steve sunt alături de voi. Astăzi la Viața Bate Filmul vorbim despre președintele României. Mai exact, din ciclul emisiunilor noastre de tip foileton, căutăm răspunsuri mai bune sau mai puțin bune în funcție de cum există acestea și încercăm să tragem o linie. Sigur că nu ai cum să faci lucrul ăsta realmente, dar îți poți da seama de o părere mai pozitivă sau mai negativă, după caz. Și cum este văzută România în momentul de față sub conducerea actualului președinte. Haideți să aflăm! Iohannis, cine să fie? Cum nu știm că e domnul Iohannis, președintele României? Neamțu, Iohannis, sunt președinte. Klaus Iohannis. Iohannis. Klaus Iohannis. Iohannis. Nu, am urmărit atunci când a fost asta, dar... S-o părere că nu prea iasă în evidență așa tare mult. Da, o părere. După ce se vede la televizor că doar nu așa, nu prea strălucită. Nu prea strălucită? Nu, nu. De ce? Eu știu, nu pot să-mi dau seama așa. După cum a intrat, face fapte bune. Se mișcă cam încet. Părere bună. Și vrei să facă fapte bune, că vrei să pui toate la punct. Aha, am înțeles. Asta. Da, credem că o să facă o treabă bună în România. Punctele lui bune este pentru că e un om calm, un om calculat și cu bun simț. Părțile lui bune sunt, este un om bine așezat, este un om calm, este un om care, știu eu, gândește destul de bine. E de partea lumii și mai special a celor care o duc mai greu. Și hoții ar cam trebuie îndepărtați și din Parlament și din Guvern. N-are putere singur. Dar lăsat bine, am auzit. Am auzit puncte bune că vrei să fac. S-a dus la roșii în cap. N-are nicio pentru cap nu-i corect nici el. Cele slabe să nu se lese influențați de alte persoane care sunt pe lângă dumnealui. Nu pot să... Deci n-a făcut totuși în lunile astea, așa, n-am văzut totuși schimbări majore. Aș fi vrut să fie așa mai ca Băsescu, mai, sau ca Iliescu, mai în vână. E cam slăbuț, lasă-mă să te las, cam în genul ăsta. Problema e că eu nu văd nimic. Am înțeles. Nu se vede nimic, nu prea ias în evidență, e așa, parcă după perdea. Aș vrea să o văd mai bună. Aș vrea să o văd mai bună. De acum s-a vedea, nu știu. Încă nu e începutul doar. Mai bine decât cu Băsescu. De ce? De ce? Că ăsta, el nu m-a provocat numai scandaluri cât a fost președinte. Și ăsta planează, văd, că conflictele, oricum, se înțelege cu prim-ministru altfel. Își impune și el, dar mai așa nu... Nu chiar să bagă în toate problemele țării, decât cât îi aparține lui ca președinte. Deocamdată nu vedem nimic cam florit. Încă există persoane care nu au reușit să-și facă o imagine clară în legătură cu președintele României. Însă aceasta se conturează. În general este pozitivă, există și oameni care parcă ar dori să vadă niște acțiuni mai energice, să zicem așa, dar nu putem să ne dăm seama de efectul pozitiv sau negativ al acțiunilor care sunt acum decât după ce mai trece timpul, asta e clar. Însă, încetul cu încetul, sperăm și noi, sperăm, adevărul, chiar sperăm de ceva timp, să ajungem într-o perioadă de normalitate. Pot să zic că avem 25 de ani de atunci, nu? Dacă nu greșesc eu, de când sperăm la oarecare normalitate, tranziția asta, luminița de la capătul tunelului, mai am câteva expresii care s-au perindat în cursul anilor acestora. Un lucru este clar, dacă aveți idei, vă așteptăm pe www.bbf.ro, la fel pe Facebook, acolo puteți să dați și un like la Viața Bate Filmul sau trimiteți SMS la numărul pe care îl știți. Pentru Viața Bate Filmul, Steve.
Simply Mind Weddings. Evenimentul unic din viața ta necesită perfecțiune, grație și iubire. Cele mai noi invitații, cele mai chic decorațiuni, cei mai experimentați videografi și fotografi. Simply Mind Weddings. Organizare nunți, full service. Ne găsești pe nunți.simplymind.com și simplyart.ro. Simply Kids, cel mai nou spațiu de joacă pentru copii din Suceava. Simply Kids le propune copiilor cu vârste între 3 și 12 ani ateliere deosebite de creație, pictură, teatru, balet, muzică, cursuri de șah, ateliere de gătit, petreceri tematice, cursuri de limbi străine, dar și joacă! Au început înscrierile la After School. Eșcă! Ne plimbăm! Și facem temele cu... Doamna învățătoare! Special! Copiii de la Generală 3 îi luăm direct de la școală. Telefonul 0744 238 836 sau pe simplykids.ro.